Tinișor Cobărnescu Andrei. Dați-le aplauze încă o dată.
Cred că până colega mea de scenă o să prezinte următorii, eu am să mă duc și am să încerc să bat și eu chestia aia. Mi-a plăcut foarte mult. Toaca se numește, da? Mă duc să încerc și eu să văd dacă se primește. Știm sigur că nicio sărbătoare nu are farmec fără dans și voie bună. Tocmai de aceea, ansamblul folcloric, Mugurașii, reprezentanți ai comunei Săucești, vă vor prezenta în minutele următoare un program complex. Unde veți urmări colinde, suite de dansuri populare, ciobănașul, iar la tradiții ne vor încânta cu dansul măștilor. Soliști vocali, ungureanul Ioana, Ștefan Ana Maria, Ionescu Darea și Botez Andrada. Ne vor încânta cu glasurile lor minunate. Să le urăm succes! Hai la joc, plăcă
că șoferi e pucoșa, ce știu, bote, prindeți-vă la un loc, tu tare aș mai vrea să joc. Hai la joc, plătești șoferi e pucoșa, ce știu, bote, prindeți-vă la un loc, tu tare aș mai vrea să joc. Unde joc și voi e bună, ho, și nu așa, acolo lumea se adună, ho, și iar așa. Unde joc și voi e bună, acolo lumea se adună, unde joc și veselii, acolo fi drag și fi. Am 9 ani și voi interpreta Frunze Verde Borneu.
ansamblu Mugrașii, dați-ne aplauze! Până îi servesc cu cât e un măr, vreau să vă arăt că pot și eu să bat două masă. Dați voi să bat și eu. Ia uite, pune-o jos, rog. Dați-le aplauze încă o dată. Bravo! În continuarea programului veți urmări obiceiul și anul, moment coordonat de doamna învățător Arățoaie Sofia, de la Liceul Tehnologic Târmănești. Să le urăm succes! Face parte din Teatrul Popular Hadicesc și la Dermănesc se organizează și se joacă de circa 60-70 de ani. Contrast și ciudat, chiar Jianul s-a jucat de anul 2 mai întâi în Moldova și abia după 1940 în Oltenia, de unde este originar personajul Haiducul Jianul. Jocul Jianului a fost adus de moldoveni, probabil refugiați, din pragul cel de-al doilea război mondial, improvizând din amintire o nouă variantă a Jianului care a ajuns la românați dolci locul de origine a haiducului. Ca o formă de manifestare a dorinței pentru dreptate, în Valea Trotoșului se joacă Jianul de la începutul secolului al XX-lea, inclusiv la Dermănești, unde își face apariția de Crăciun. La Dermănești, piesa haiducească Jianul s-a jucat imediat după al doilea război mondial, iar haiducii sunt îmbrăcați în ținută oltenească, cu plete lungi, costume naționale și oprinci. Asemenea, actorilor sunt așezați într-un cerc pentru a facilita vizionarea formației. Apare anul nou, reprezentat de o mireasă, iar apoi apare anul vechi, reprezentat de un moșneac. Anul nou reproșează anului vechi că nu a făcut nimic pentru popor, pentru cei săraci și răpustiți. Dialogul dintre haiduci sugerează îngrijorarea lor pentru întârzierea capitanului care lipsește din cer. Pentru culjianului,
când apare, sugerează motivele care l-au îndemnat să ia calea codrului. Noi, țărani de la sate, vai de noi ce am ajuns, sărați și fără dreptate și fără ajutor de sus. Vrem unire și o dreaptă legire. Apoi apare ciobanul, care cere să fie primit la ceata harducilor, disperat de abuzurile stăpânirii. Potter arestează Jianul, legându-l cu lanțuri, mama sa le răscumpără, conflictul se încheie, iar Jianul este eliberat. Când rolul este jucat bine, Gauza și publicul înțeleg și simpatizează cu Jianul, simbolul dreptății, cu haiducii, ciobanul, mama, Amanta și capitanul Potterin atunci când le eliberează pe haiduc. Când cântec, Jianul exprimă nemulțumirea și supărarea lui pentru nedreptate și sărăcia care domină țara. Totul se termină cu bine, ceată mulțumește Gauza pentru ospitalitate, durează mulți ani sănătate și belșug în toate. Astăzi, elevii Liceului Tehnologic de Mănești vor prezenta Teatrul Popular Hăducesc Jianul, coordonator, doamna Arețoaie Sofia. Care mult am suferit de barba în salvi, dar pe tine tinerețe, ramură la bătrânețe, ce curaj te-a apucat pe moșneac de întrebat, a răspunde la cuvânt că zbor creierii în vânt, cu aceste poi ce împar până la urmă. Eu sunt anul nou venit și voi fi bine primit, iar pe tine moș bătrân te prepar din praf și scump, cu acești ocații din pentru capul tău gătit. Aha, ce meleasă a legat de barba mea! Barba albă strămoșie, numai Domnul să nu știe! Barba albă strămoșească, numai Domnul să o cunoască! Iar cu această domnișoară nu o mai scot la capăt până la primăvară! Și fiind bătrân de tot, mă retrag, că nu mai pot și dau drumul la nou să tinte! Acesta de veselie noi